Piața valutare, discuția pornește cu EURUSD, așa cum e și normal, astăzi avem ședința BC și ceea ce constatăm este că piața a rămas, s-a poziționat destul de jos, USD-ul a câștigat acum două zile teren, ieri a fost așa un drift doar, acum pune presiune pe 11-22 și părerea mea că este vulnerabil acest, acest reper. Mai sunt să destule ore până atunci încât să fie loc pentru un anumit rebound. În calendar avem totuși datele IFO din Germania, vor veni foarte curând, 97 de puncte. După părerea mea ar fi un risc să vedem o surpriză nefavorabilă și piața să meargă, să meargă în jos. Ieri, date slabe din industria europeană, în privința Cifrelor din Statele Unite, serviciile arată mai bine conform market, dar pe industrie 50 este, este o zonă în care sectorul nu crește. Am putea spune și uneori folosesc cuvântul neutru, dar de fapt neutru înseamnă rău, pentru că toate, toate estimările modelelor curente economice sunt că economia crește, se dezvoltă. Este o tendință de crește. Că nu crește, nu e bine. Chiar dacă, chiar dacă suntem pe, pe linia de zero. Aici, important e, însă, că e vorba de un sondaj, e vorba de o percepție, nu e vorba de măsurarea efectivă a activității, dar acest sondaj este de, a fost destul de bine corelat în trecut cu, cu economia reală. Ar trebui să vedem datele în curând, cred că o să apară și ele. Cifrele din Germania ale IFO până în alta văd că tendința este de scădere. Și la ce ne gândim dacă mergem sub 11 11.22 la 11.16 și 11.07, mai jos 11 și apoi 10-55. Și discutăm și scenariul, nu știu, 95,7. Vedeți, deci sub așteptări. Doar că piața, da, se se teme încă să spargă acest, acest reper. Deci dacă nu îl sparge acum, este mai probabil ca să-și capete un pic de altitudine până la, până la BC. Adică ar fi cumva prea mult. E, citesc întrebarea dumneavoastră. Către ce scenariu ați înclinat? Vom vedea un draghi Doviș mai degrabă. După părerea mea va fi Doviș precum așteaptă piețele ceea ce va pune o presiune suplimentară, dar nu spectaculoasă, pe EuroSD, o presiune descendentă și va ajuta puțin piețele bursiere. Uh, sunt mai multe variante, mai multe combinații de lucruri pe care le poate anunța, poate anunța un forward guidance, adică ghidajul acela privind dobânzile menținute foarte, foarte jos în multă vreme, poate să vorbească despre repornirea programului APP, de uh, uh, până la urmă de tipărire de, între ghilimele, de creare de lichiditate, de creare de, de monedă sau, sau poate chiar s-ar putea trece chiar la o tăiere a ratei de dobândă la depozit în, în această sesiune. Însă această treia variantă ar fi destul de, destul de puternică. Și varianta cea mai puternică ar fi să se vorbească despre IPP plus o tăiere a ratei de dobândă chiar acum. Ar fi însă un scenariu foarte dovish, foarte stimulativ și mi se pare al doilea scenariu. Primul este moderat dovish, al doilea este foarte dovish, al treilea este surpriză neplăcută <laughs> pentru, pentru investitori, un BCE ezitant, un BCE care nu se ascunde în spatele... Uh, inflației încă foarte departe de țintă și care ar șoca pozitiv euro și negativ piețele bursiere. Dar aceasta este a treia variantă și mi se pare destul de puțin probabil. Mai degrabă un, un, o variantă ușor ușor Și dacă ne gândim la datele de astăzi din Germania, dacă ne gândim la indicii PMI, dacă ne gândim la evoluția din industrie pe toată zona euro, nu și pe servicii, e drept, atunci înțelegem că E, e aproape asigurată o comunicare Doviș, și întrebarea e cât de repede, cât de devreme, pentru că din octombrie vom avea un nou șef la la BC. Bun, pe euro dolar facem triple bottom pe Daily. Uh, și mai văd niște comentarii nu Doviș, da. Uh, o să facem uh, o, să, o să facem o ediție dar mă gândesc cum să fac, cum poate, ca un exercițiu, să avem așa o discuție inițială și una în care o să dăm dreptul la. o să fie ca un meeting, în care o să dăm dreptul la, la microfon și să se poată, să se poată vorbi uh, direct, să putem interveni în, în conversație. Cred că ar fi mult prea distractiv. Uh, e drept, ne, ne interesează și eficiența ca timp, dar putem face ocazional și așa ceva. Bun. Uh, Haideți să vedem. Pe daily, triple bottom. Păi uh, e foarte tentant. Deci din punct de vedere al unui trader, să vezi așa ceva, să vezi că piața uh, din nou nu sparge 11.22 și închide undeva, măcar pe la 11.50, dar probabil dacă face asta va închide mult mai sus, atunci, uh, da, s-ar accentua puternic șansele de, de rebound. În momentul de față, spune că baza fundamentală nu este acolo. E mai degrabă un sprijin fundamental pentru breakout. Așa văd lucrurile. Nu-mi place neapărat, pentru că dețin și euro, nu, nu am cont numai dolar, deci nu-mi place să văd că euro scade în raport cu dolarul american din acest punct de vedere. Dar dacă piața vrea să meargă tot direcție o va face, iar trendul este unul descendent. Situații precum cea din Italia. Uh, nu ajută foarte mult și apoi mai e un lucru pe care l-am scris într-un material, chiar dacă ele sunt publicate după 5, 6, și uneori chiar mai târziu, seara, câte de dacă cât mai sunt lucruri interesante și acolo, uh, vi-l recomand, uh, acel material pe care îl postez pe secțiunea de analiză de pe site. Uh, piețele o iau pe rând, pur și simplu. Acum e vorba despre BCE. Săptămâna viitoare va fi vorba despre, despre FED. În regulă. <laughs> da, am mai primit primi niște observații. <laughs> da, mă gândesc la o formulă prin care să facem și o, și o altă versiune. Uh, bun. Uh, dacă ar fi un scenariu ultra dovi și nu unul, poate nu unul 1055, poate undeva către zona 1022 am, am ajunge. Deocamdată, văd așa un pic peste 50% șanse de breakout, dar posibil să avem de așteptat până la nu trei fără un sfert când e decizia, ci trei și jumătate când e conferința de, de presă a lui, a lui Draghi. În cazul în care apare un rebound, atenție, probabil că va fi foarte, foarte, rapid și foarte pronunțat, pentru că piața este, se vede din grafic, este orientată mai degrabă short. Deci sunt poziții care vor trebui să se închidă destul de rapid. Și așa că aveți în vedere și asta. Dacă din vari motive piața tinde să, să se redreseze, să crească, atunci s-ar putea să vizăm chiar un 11.79 pe undeva în jumătatea rămânării anterioare sau un alt uh, nivel de rezistență bunicel ar fi minimul de la 11.81. Bun, PGVPUSD își face echipa Boris Johnson, mai pleacă câte un membru al cabinetului, mai vine altcineva, e un fel de resemnare în cazul acestei piețe Uh, iar uh, ceea ce arată aici ar putea fi un flag, ar putea fi un flag. Poate văd în ultima vreme flaguri peste tot, uh, dar, da. dar uh, ar putea fi uh, dacă tragem așa o linie și o alta ar fi paralelă cu ea. Uh, dacă ar fi un flag, teoretic ar să ne o continuare a mișcării. Și ar fi vizată zona de 25.06, 25.21 și 25.55 mai sus. Dar în Marea Britanie avem la ora 1 un CBI despre volumul vânzărilor. Observați îmbunătățirea așteptată de la minus 42 la minus 15. Sunt și efecte sezoniere. Dar totuși. Vorbim despre o percepție destul de pesimistă în cadrul retail din Marea Britanie. În rest, liniște în calendarul din Marea Britanie. Mâine uh, mâine date din Germania și din Statele Unite cu PIB-ul anualizat uh, și noi avem însă o zi liberă uh, mâine, eu și, eu și colegi de-ai mei, așa că. Vom, vom relua discuția noastră luni. Uh, bun. Pentru uh, GBPUSD, cred că pur și simplu o bate pasul pe loc aici ar fi, uh, ar fi o veste bună. Uh, sesiunea de ieri a dus-o la o revenire considerabilă uh, în jurul uh, prânzului, iar uh, revenirea care ne-a dus spre linia de trend, nu face altceva decât să arate că uh, există așa o, o presiune cumva amânată, care a stat pe margine prea multă vreme și care încearcă să, să se uh, adune uh, aici. Uh, aș uh, considera că vorbim de un efect de genul uh, uh, teama inițială asociată cu uh, ceea ce s-a. Uh, ce uh, lucrul de care s-au temut uh, piețele, anume uh, un premier britanic uh, numit Boris Johnson, care este foarte donic uh, de ieșire din uh, Uniunea Europeană, chiar și fără un acord. Și apoi am avut niște comentarii, mă rog, a apărut că Europa este dispusă la negocieri. Uh, Fuseseră niște informații de genul acesta și uh, uh, acum două zile. Uh, ministrul uh, de externe portughez a spus că no deal trebuie evitat uh, cu orice preț, avoided at all costs, și uh, to -acest, toate acestea, plus pagea linie de trend, uh, au uh, arătat că, de fapt, pe uh, lira sterlină este comprimată foarte multă energie. Uh, pe scurt, un pic de sprijin, și această piață ar putea să spargă linia de trend. Este o bănuială mai degrabă tehnică aici, nu de ordin fundamental. Am sentimentul că nu prea pot prezice ce se va întâmpla, pentru că vorbim despre aspecte de ordin politic. Și da, Europa nu-și dorește o ieșire fără un acord, dar nu în orice condiție și nici vrea să pară slabă raport cu Marea Britanie. Iar, iar lucrurile s-au schimbat de atâtea ori până acum, ba, aveam un acord nu avem, ba, ne apropiem, ba, avem no deal, încât prefer să am o doză sănătoasă de scepticism. Dar piața pare a dori un, un breakout aici. Bun, pentru dolar-yen jurului în jurul lui 108, o relativă pauză, nimic foarte spectaculos. Euroron tinde ușor-ușor să să revină și părerea mea este că e un pic, un pic vulnerabil leul, deci ar avea o șansă mai bună pe termen scurt. euro în raport cu moneda națională. Mă uit la dobânzi, 3.11, robot la 3 luni, stabil, overnight-ul 3.48, a crescut foarte mult, e, e firesc în această, în această zi. După ce trece acest impact, posibil ca să migrăm către un 72.50, 4.73, poate nu neapărat astăzi, dar în zilele următoare. Însă, intervalul e, e din nou confortabil, 4.73.80, 80, și dacă suntem în zona sa inferioară, atunci fără, fără un motor puternic și fără o rundă de entuziasm în plan extern. Dacă avem doar un entuziasm mediu, 0,5-1% creștere pe DAX, atunci nu cred că e de ajuns. Dacă bursele sparg și își croiesc drumul spre înălțime, atunci posibil ca asta să se asocieze cu o căutare de randament și să ajute leul și să vedem în săptămâna următoare presiunea descendentă. Însă Uh, parcă, parcă nu aș vedea uh, atât de ușor leul uh, câștigând teren suplimentar de acum înainte.